Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi obraznici. Acesta este cuvântul pentru astăzi. Vă rugăm să ocupați locurile. De când suntem în junglă, este și o muscă foarte nepocăită pe aici. Dacă o să o înghit. Mi-aduc aminte că în Australia sunt niște muște îngrozitori de obraznice. Așa ceva n-am întâlnit niciodată. De fapt, australienii spun că ăsta e și salutul lor. Tot timpul dau după muște. Îți intră în urechi, în nas, în timp ce vorbești. E îngrozitor. Cred că o fi una de-a noastră aici. Cuvântul ăsta este foarte interesant. Oamenii vor fi obraznici. Să știți că în limba greacă este propetes, care înseamnă mai degrabă pripiți, negândiți, nesăbuiți, nechipzuiți și impulsivi. Asta este cuvântul în limba greacă. În engleză este cuvântul reckless, heady sau rash, care înseamnă, în ultimă instanță, un tip obraznic, arogant, necugetat, riscant, nebunesc, nepăsător, descreierat, îndrăzneț, obraznic, nebun, zăpăcit, năvalnic, violent. Și mai este un cuvânt foarte des folosit, mai ales între noi, nesimțiți, oameni nesimțiți, care nu au bun simț. Un cuvânt din dicționarul românesc, explicativ al limbii române, de obraznic, înseamnă arogant, impertinent, insolent, irevențios, îndrăzneț, necuvincios, neobrăzat, nerespectuos, nerușinat, semeț, sfidător, sfruntat, trufaș, țanțoș, prezumțios, neînfrânat, tupeist, țâfnos sau obrăznicătură. Limba română este foarte darnică cu expresia care se referă la felul ăsta de oameni. Fiecare din noi am avut de-a face cu oameni de genul acesta. Un cuvânt care este mai degrabă aproape de sensul din limba greacă este impulsiv. Dacă vă uitați în dicționar, zice, este omul care este înclinat să acționeze sub influența primului impuls. Om impulsiv. Mai există ca sinonime arțăgos, brutal, nestăpânit, nestăvilit, năvalnic, violent. Un termen mai elegant se poate folosi impetuos. Un om impetuos care imediat sare la acțiune. Dacă e bine sau nu, e altă problemă. Un alt cuvânt din aceeași familie folosit este în limba română vijelios, oameni vijelioși, aprici, furtunoși, impetuoși, impulsivi, iute, înflăcărat, înfocat, năvalnic, nedomolit, nepotolit, nestăpânit, nestăvilit, precipitat, sălbatic, tumultos, vehement, vertiginos, violent. Observați ce familie uriașă de cuvinte explică, de fapt, același termen de care spuneam înainte, pe care Cornilescu îl folosește, cred eu, destul de neinspirat, obraznic. Obraznic se referă mai mult la comportament, la relațiile dintre oameni, la comunicarea dintre oameni. Pe când cuvântul se referă la atitudini, la acțiuni, la multe lucruri, ați văzut că omul vijelios, aprig, pripit, negândit, nesăbuit, nu gândește, acționează. Se găsește de două ori în Noul Testament, este cuvântul acesta din 2 Timotei 3:4, textul pe care îl studiem în această seară, dar îl mai găsim în Faptele Apostolilor 19:36. Este foarte interesant.
Pavel se află la Efes, în Efes pornește o răscoală, răscoala argintarului Dimitrie, și Pavel se adresează mulțimii care este răsculată și spune niște cuvinte foarte inteligente. Spune așa, fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, de fapt nu Pavel vorbește, ci mai marele primarul, dacă vreți, a orașului, ci pentru că nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul ăsta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Asta este termenul, pornire nechipzuită. Oameni în vremea din urmă vor avea porniri nechipzuite, imprevizibili. Mergând uneori pe expres, eu știu, mai intră cineva în fața mea sau eu știu, Rodica imediat acționează, zice, claxonează-l. Și zic, bun, nu e mare lucru, claxonez, dar dacă ăsta are un pistol și dau peste un nechipzuit din ăsta, nu? Care are o pornire nechipzuită, trage după mine sau cine știe ce se întâmplă, nu? De-aia oamenii, vremurile din urmă, vor avea această caracteristică și ar trebui să fim atenți, pentru că ne mișcăm printre ei, lucrăm pentru ei, reacționează uneori în mod absurd. Omul obraznic și pripit, nu, devine un pericol pentru societate. Haideți să vedem cum au folosit traducerile românești în versetul ăsta, cum s-a folosit cuvântul. Așa cum am spus, în primul rând, Cornilescu traduce obraznici. Biblia Fidela le zice impulsivi, oamenii vor fi impulsivi. Noul Testament de la Alba Iulia, primul testament în limba română, încă o dată 1650, zice năpraznici, oamenii vor fi năpraznici. Se vor năpusti peste tine așa dintr-o dată oameni năpraznici. Noua traducere zice nesăbuiți. Biblia ortodoxă, sinodală, ceea care este oficial acum în mișcarea ortodoxă, înseamnă necuvincioși, oamenii vor fi necuvincioși. Biblia de Iași zice porniți fără chipzuință. Oamenii vor fi porniți la acțiune fără să gândească. Te poți trezi cu ei în conflict serios. Biblia de Blaj spune, oamenii vor fi iuți. Nu iute ca usturoi, ci vor sări repede la acțiune, vor reacționa cu rapiditate. Noul Testament, pe înțelesul tuturor, este și mai plastic, zice, vor fi ca niște pachete de nervi. Să n-ai de-a face cu ei, că explodează. Cornilescu revizuit, pentru că avem și Biblia revizuită a lui Cornilescu, zice, imprudenți, oamenii vor fi imprudenți. Și tot Cornilescu, versiunea actualizată, zice, porniți, oamenii vor fi porniți. Motorul pornit, te poți aștepta la orice, să ai grijă cu cine ai de-a face. Dar haideți să vedem care sunt caracteristicile impulsivului nechipzuit. Un om impulsiv și nechipzuit poate fi recunoscut printr-o serie de caracteristici ale comportamentului său și ale emoțiilor pe care el și le manifestă și iată câteva din aceste caracteristici. În primul rând, omul acesta va lua decizii pripite. Ăsta nu gândește mult, sare la acțiune. Acum, sunt și oameni care tot gândesc și nu mai fac nimic, nu? Tot se gândesc și nu mai acționează, dar există și extrema cealaltă, oameni care acționează fără să gândească și ăștia sunt extrem de periculoși. Ia decizii rapide fără să ia în considerare toate consecințele posibile. Să nu face multe calcule, imediat trece la acțiune. Pe șantierul din Oradea am avut o experiență ieșită din comun. A venit un șofer cu beton, cu o basculă de beton, cu vreo jumate de oră înainte să se termine programul. Noi îl așteptam de la 12. Unde ai fost? Păi zice, am fost pe acasă să mănânc și tras și un pui de somn. Betonul era de la de 300 în bena lui, în basculă. Și dă să basculeze betonul.
cu toate că îi spunea, du, pleacă cu el de aici, că nu e cine să lucreze la ora actuală, oamenii au plecat acasă. A, nu, ce, ți-l pun aici în fața biroului. Dă să basculeze și pușcă furtunele de la hidraulice și nu mai merge bascula deloc. Să vedeți ce face omul pripit. Îl strigă pe macaragist să lase brațul cu cârligul la el la benă. Ăla ascultă de șofer, se duce șoferul nostru și agață cârligele de la macara la capătul benei, s-o ridice macaraua sus să basculeze. Vă spun, mă uitam ca la circ, la nesăbuitul ăsta, ceea ce făcea. Ce s-a întâmplat când a ajuns bena sus, în loc să vină betonul jos, că era întărit bine de tot, au scăpat cârligele de la macara și câteva secunde bascula a fost pe o parte lăsată în jos, torsiona tot cadrul ei la greutatea aceea a betonului. Nenorocitul de șofer era în cabină. Bascula s-a răsturnat exact pe partea aia, așa că o căzut săracul și în cabină, că de-abia l-am scos din cabină de acolo. Ce să vă mai spun, a început să curgă benzina sub mașină peste tot și domnul nostru șofer, necăjit acum de tot ce s-a întâmplat, voia să-și aprindă o țigară. Da. Asta ne mai lipsea acum și un incendiu din ăla să ardem cu basculă cu tot. M-am dus și am tras peste mâini, domnule, tu ești normal la cap. Ia un târnăcop și pune-te și descarcă bascula asta. A, câte înjurături, câte mi-a tras mie și la basculă, numai eu știu. Era acțiunea negândită a unui asemenea tip, care ia decizii rapide fără să gândească la consecințe. Folosește omul acesta, reacționează emoțional foarte intens. Se supără și vai și amar, reacționează foarte intens. Folosește exagerat cuvintele, reacționează la evenimente, la situații, fără să-și controleze sentimentele care le are. Cu asta te poți bate sau te bate fără multă gândire. În al treilea rând, omul ăsta nu își planifică viața. Este o lipsă a planificării. Nu își planifică acțiunile pe termen lung și acționează adesea fără un plan precis. El, la fața locului ce se întâmplă, reacționează. Nu respectă regulile și normele care există. Are tendința de a ignora sau încălca regulile normale ale societății în care el trăiește, a grupului în care el se mișcă. Caută senzații tari, caută activ situații riscante sau periculoase pentru a obține adrenalina cu care el funcționează și e obișnuit tot timpul. Are mari dificultăți să-și mențină relațiile. Cu ăsta ești prieten repede și dușman tot la fel de repede. Rapid își schimbă relațiile care le are. Relațiile sale interpersonale pot fi instabile și tumultoase, tocmai din cauza reacțiilor sale impulsive. Are o incapacitate de a-și amâna satisfacțiile pe ăsta, să nu spui să rabde și să aștepte, nu? El acum vrea să bea, acum face toate prostiile, pentru că satisfacțiile sale trebuie să fie imediate și are dificultăți în a amâna gratificațiile pe care el le așteaptă. Este lipsit de autocontrol. Are dificultăți în a-și controla, de a se controla în situații tensionate, stresate. Are un comportament imprevizibil. Păi ăsta nu știe dacă semnalizează stânga, merge la stânga, la dreapta sau întoarce înapoi. Nu știe exact ce face pentru că este imprevizibil.
și este dominat de regrete frecvente, pentru că viața lui este compusă dintr-o serie de prostii pe care le-a făcut, dintr-o serie de relații pe care le-a stricat. Asta este un om plin de regrete. Dar haideți să vedem un alt portret, așa mai de aproape, a obraznicului, nu? Obraznicul este o persoană care se comportă cu lipsă de respect și considerație față de ceilalți. Eu aș putea să vă spun foarte multe epitete și ce am îndurat eu la viața mea de păstor, câte am auzit și ce vorbe mi s-au spus, nu? Dar pentru că am avut de face cu oameni obraznici, cu oameni care nu știu să respecte niciodată pe alții și n-au considerație față de ceilalți oameni. Iată câteva caracteristici ale obraznicului. Lipsa de respect, nu? Nu respectă autoritatea, regulile, normele sociale în care el trăiește. Folosește vorbe foarte dure, are un limbaj agresiv și jignitor, fără să se pese de sentimentele oamenilor din jur. Să te ferească Domnul să te măriți cu unul din ăsta, că auzi toate cuvintele posibile, sau să te însori cu una de asta, că auzi toate animalele din junglă puse pe seama ta. Omul acesta este caracterizat prin intervenții nepotrivite, își bagă nasul în treburile altora tot timpul și face comentarii necerute, nu? Și neadecvate. Ăsta face regulile oriunde se duce, cu oricine. El este primul care ia cuvântul, critică pe toată lumea. E teribil un asemenea caracter. Are un comportament provocator. Îi place să provoace și să irite pe ceilalți. El își găsește energia prin faptul că îi enervează pe restul lumii. El are o satisfacție că în sfârșit l-am enervat pe ăsta, l-am călcat în picioare, s-a enervat. Lipsa de autocenzură. Deci el nu trece prin filtrul minții ceea ce spune, nu? Nu gândește la consecințe, nu se gândește decât la impulsul său de moment și nu ia în considerare impactul vorbelor sale asupra celorlalți din jurul lui. Este caracterizat, bineînțeles, de aroganță, ăsta știe tot, cunoaște toate lucrurile, dă soluții la toate problemele. E teribil un asemenea obraznic care are soluții pentru toate lucrurile. Atitudinile sale emoționale, în exprimare, are gesturi grosolane, de obicei, are gesturi grosolane, lipsite de bună cuvință, este caracterizat de tonul ridicat, întotdeauna ăsta vorbește cu volum mare, la maximum, volumul la maximum, strigă tare să se audă. El crede că dacă strigă tare, e și adevărat ceea ce spune, nu? Are o postură sfidătoare când vorbește, nu? Adoptă posturi corporale foarte sfidătoare, provocatoare, cu mâinile așa, încrucișează brațele, stă foarte provocator în fața ta. Uneori, distanța între nasul tău și nasul lui devine câțiva centimetri. Foarte provocator. În modul de exprimare, dar omul ăsta nu se gândește la impactul lui asupra celorlalți, asupra oamenilor din jurul lui. Oamenii nu se simt deloc bine în prezența lui. Noi am avut adunări generale, nu mai aici, în care dacă venea cineva la biserică din ăștia, era o serie de frați care plecau acasă, că știau că o să iasă scântei. Nu voiau să sufere ceea ce se întâmplă. Sunt evitați, oamenii tind să evite interacțiunile cu astfel de persoane.
Pentru că de fiecare dată s-au confruntat cu un comportament neplăcut. Au ieșit șifonați din schimbul acela de vorbe. Oamenii ăștia creează tensiuni și un climat nesănătos în interacțiunile umane. Dar haideți să vedem câteva exemple din Biblie. Sunt în Biblie câteva exemple de oameni de genul ăsta. Și primul la care m-am gândit este Cain, din Genesa 4, versetul 1 la 16. Cain este fiul lui Adam și Eva, nu? El este caracterizat de o impulsivitate deosebită, foarte diferit de fratele său, de Abel. Este invidios și are o furie necontrolată. S-a înfuriat că jertfa lui fratele său a fost primită de Domnul și a lui nu. După ce l-a omorât pe fratele lui, când Dumnezeu îl întreabă, dar unde e frate tău? Zice, da ce, eu sunt paznicul lui frate meu, m-a pus cineva pe mine să-l păzesc pe ăsta, unde e? Deci este un tupeist și un obraznic până și cu Dumnezeu din ceruri. Un alt tip în Vechiul Testament este Esau, Genesa 25, 29 la 34. Esau își vinde dreptul de întâi născut pentru că e foame. Nu? Miroase grozav a unei ciorbe de burtă, așa cum fac româncele, nu? Era de linte, nu? Era fasolea lor pe vremea aia, a venit acasă și era foame. Și dăm să mănânc și frate-sul care stătea pe lângă mama la bucătărie și se pricepea la bucătărie, zice, bun, dar ce dai în schimb, nu? Ce să dau? Îți mor de foame, am să mor aici de foame. Dreptul de întâi născut, vrei să îl dai pentru ciorba asta? Să te speli pe cap cu el, la ce îmi folosește mie? Nu îmi folosește la nimic dreptul, dă să mănânc aici, ia toate drepturile și pleacă de aici. Și a vândut dreptul de întâi născut. Pe un blid de linte, spune Sfânta Scriptură. Este un tip impulsiv, lumesc și curvar, îi spune Noul Testament în altă parte. Era un om carnal al cărnii. Un alt exemplu este regele Saul, primul împărat, primul rege al lui Israel, nu? Este caracterizat și ăsta de impulsivitate, nu are timp să aștepte regulile care sunt, dar el e împărat, domnule. Cine e și profetul ăsta? Ce, el nu știe să aducă jertfe, numai profeții ăștia știu să aducă jertfe, nu? Numai preoții. Face el ceremonia că nu are nevoie de nimeni, nu? Într-un moment de panică și de nerăbdare, oferă sacrificiile lui Dumnezeu, nu-l așteaptă pe Samuel. Mai târziu încalcă porunca lui Dumnezeu de a distruge complet pe amaleciți. Nu îi omoară pe ăștia. Pentru jertfe, nu? N-a omorât boii aia grași și oile grase și frumoase, le-a păstrat pentru Domnul. Interesant, obraznicul, ce explicație găsește. În Noul Testament îl găsim pe Apostolul Petru, nu? Și el este destul de impulsiv, scoate sabia, lovește pe Malhu, robul marelui preot, îi taie urechea, nu? Este un tip emoțional, acționează fără să gândească de foarte multe ori. Și țineți minte cum și în fața unei roabe s-a lepădat de Domnul și a spus că nu-L cunoaște deloc, este caracteristica omului impulsiv, care acționează imediat după ceea ce simte el. În Vechiul Testament îl mai găsim pe Iona, în cartea lui Iona, nu? Domnul îi zice, du-te la Ninive, el o ia în direcția aialaltă, nu? Pe urmă, când îl aduce balena de la 9:30, cum zicea cineva, pe țărm, nu? Se duce la evangelizare, da? Se duce numai cale de o zi, nu
cât era Ninive de lungă. După care să suie pe un deal să vadă cum o să ardă nenorociții ăștia pe care el le-a chemat la pocăință, nu? E căldură mare ca în Arizona, crește un curcubete așa cu frunze mari și face umbră și se bucură Iona că în sfârșit, uite, Domnul i-a dat și o umbrelă. Și așteaptă să-i vadă pe ăștia cum mor, cum crapă, cum îi arde Dumnezeu pe toți nemernici ăștia, pe care într-un fel avea dreptate să-i urască, pentru că ninivenii, atunci când cucereau o cetate, îi omorau pe toți oamenii și le tăiau capetele și făceau piramide de capete. Îi jupuiau de pieile lor pe care le duceau acasă și își tapițau dormitorul cu ele. Ce sălbăticie de oameni puteau să fie ninivenii, nu? Asta a fost caracteristica lor și Iona știa cu cine are de-a face. Și era supărat și pe Dumnezeu și Domnul îi zice, da, bine faci tu că te superi. Bine fac, zice Iona. Iona este un obraznic. Bine fac. Că m-ai făcut și proroc mincinos acum, nu? Am zis că o să-i salvez, că o să-i pedepsești, o să-i omor pe toți și acum tu i-ai iertat pe toată lumea. Iona este un tip obraznic și impetuos. Am putea spune ceva cuvinte și despre Roboam, nu? Primul copilul lui Solomon, care rămâne la domnie după moartea lui Solomon. Și ăsta este un obraznic. Îi cheamă pe bătrâni să întrebe de consiliul bătrânesc. Și domnul ascultă poporul și ușurează-le taxele, impozitele poporului și cheamă pe cei tineri, pe prietenii lui și știți bine ce au urmat, a ascultat de ea tineri și s-au despărțit 10 triburi ale lui Israel, au plecat și l-au lăsat numai cu 2. Acțiunile unui tip impetuos care imediat sare la concluzii și ia decizii negândite. Haideți să vedem câteva versete din Vechiul Testament și apoi din Noul Testament despre tipul ăsta de oameni, ce spune Sfânta Scriptură. Omul impulsiv face eforturi mari și inutile, spune Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 19:1-3. Mai mult prețuiește săracul care umblă neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește, este o expresie care îl caracterizează pe acest impetuos, acest săritor, nu? Neghiobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Deci după ce ai luat hotărâri prostești și ți-o ieșit rău, atunci ești supărat pe Dumnezeu pe situația în care ai ajuns, nu? Un alt verset îl găsim de data asta în Proverbe 20:90. Obraznicul impulsiv nu produce încredere, nu produce încredere oamenilor din jurul lui. Zice, dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, care nu gândește, care sare la concluzii imediat, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Deci, să n-ai nădejdi de la omul pripit, omul impetuos, care imediat sare la concluzii și imediat se bagă și dă sfaturi care nu îi le solicită nimeni. În al treilea rând, omul pripit, omul năvalnic, păcătuiește până și în rugăciune. Și aici o să facem o mică pauză, să discutăm un pic despre chestia asta. Iată ce spune cuvântul Domnului, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe. Nu știu, mulți dintre noi ar trebui să ne gândim mai mult la versetul ăsta, pentru că mulți dintre noi am ajuns la concluzia că, de fapt, religia noastră este religia cuvântului, dar cuvântului nostru, nu a Domnului.
Și cu cât noi spunem mai multe cuvinte, suntem mai pocăiți. Okay? Și ar trebui să avem grijă ce spunem. Ar trebui să avem grijă ce spunem în rugăciunile noastre, pentru că multe din rugăciunile noastre sunt adevărate păcate. Am auzit pe cineva spunând, mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a ascultat toate rugăciunile, că ar fi fost vai și amar de pielea mea. Nu? Că dacă m-ar fi ascultat, nu știu unde ar fi ajuns. Ar trebui să gândim foarte mult la treaba asta și să ne verificăm puțin, pentru că nu-i rău că noi ne rugăm mult și asta e caracteristica religiei noastre. Dar, în același timp, să avem grijă și ce spunem, pentru că iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, să nu spunem cuvinte pripite. Tot pe tema asta spune Cuvântul lui Dumnezeu că mai bine să nu faci nicio juruință decât să o faci și să nu te ții la ea, de ea. Mulți dintre noi ne grăbim imediat să luăm decizii, hotărâri, juruințe. Doamne, dacă faci asta, uite ce am să fac eu. Și, pe urmă, o lăsă mai moale. Mai bine, spune Cuvântul lui Dumnezeu, să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat. Și nu zice înaintea trimisului Domnului, m-am pripit. Okay. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Trebuie să ne gândim bine la versetele astea, pentru că au de-a face cu comportamentul nostru religios, cu rugăciunile noastre, cu promisiunile care noi le facem Domnului, nu? Vorba unuia zice, cum să nu promit? Că nu sunt așa sărac să nu pot promite. Sigur că da, promitem, nu avem probleme. Suntem bogați în promisiuni. Haideți să vedem în Noul Testament câteva versete. Generația din timpul Domnului Iisus, spune Domnul despre ei, că este necredincioasă și pornită la rău. Atunci Domnul Iisus a răspuns și a zis, o generație necredincioasă și pornită la rău, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău, Luca 9:41. O generație necredincioasă și pornită, deci înclinată să facă rău. Când e vorba de ordinarea prezbiterilor, prezbiterii trebuie să nu fie impulsivi. Și aici am să vă dau citatele acestea din Biblia, Noul Testament pe înțelesul tuturor. Zice așa, prezbiterii aceștia trebuie să aibă o viață ireproșabilă, întrucât ei sunt slujitori lui Dumnezeu. Ei n-au voie să fie mândri ori impulsivi. Acum, Tit folosește un alt cuvânt, bătăuși. Da, cam același lucru este. Impulsivul este bătăuș, este scandalagiu, certereț, sare imediat la luptă, nu? Dacă numai de vorbe, dar oricum sare la luptă. Și nu le este îngăduit să fie bețivi sau bătăuși, ori lacrom de bani. Traducerea aceasta mi s-a părut foarte expresivă. Pavel ne sfătuiește să nu ne pripim atunci când judecăm pe alții. Una dintre greșelile noastre este că imediat emitem judecăți la adresa altora fără să gândim prea mult, fără să studiem mai bine situația. O spunem după prima noastră impresie, după primele cuvinte care le-am auzit. Iată ce spune Apostolul Pavel, tot din Testamentul pe înțelesul tuturor. Așadar, aveți grijă să nu vă pripiți cu concluziile pe care le trageți cu privire la cineva. Înainte de revenirea Domnului, respectiv dacă e sau nu un slujitor bun. Când va veni Domnul, va aprinde el lumina și toată lumea va putea vedea exact cum este fiecare dintre noi. Până în străfundul inimii, atunci fiecare va ști ce motive au determinat lucrul nostru pentru Domnul, atunci Dumnezeu va da fiecăruia toată lauda cuvenită.
Deci să nu ne grăbim să judecăm imediat după prima impresie. Este o poveste foarte simpatică. Un domn care călătorea tot timpul cu un tren între orașul la care lucra și casa lui, spre surprinderea lui, pe bancheta din față s-a așezat o doamnă, o femeie cu un copil mic. Domnule, copilul a fost îngrozitor de rău. I-a luat ziarul din mână la domnul ăsta, ochelarii, a făcut toate năzbâtiile posibile și la un moment dat ăsta nu știa ce să facă, cum se reacționează și era șocat că mama nu reacționa nici într-un fel. Și la un moment dat, când femeia s-a prins că ăsta și-a pierdut răbdarea cu fiul ei, zice, domnule, nu vă supărați, dar noi venim exact de la înmormântarea tatălui său. Venim de la înmormântarea soțului meu. Dintr-o dată, tot neastâmpărul și judecata aceea la adresa copilului s-a schimbat. A văzut o victimă în el, a văzut un copil care suferă și care își exprimă în felul ăsta sentimentele care le avea și s-a purtat foarte diferit. Prima noastră impresie de foarte multe ori când întâlnim pe cineva este de cele mai multe ori greșită. Ar trebui să așteptăm să vedem și să-l cunoaștem mai îndeaproape pe omul acela. Am terminat zilele acestea o carte pe care o să o publicăm. Este cartea unei evreice, o cheamă Laura Schlesinger. Zice 10 motive absurde sau prostești pentru care se destramă familiile de astăzi. Și ce m-a șocat foarte mult la femeia asta, spune, domnule, atunci când se căsătorește un băiat cu o fată, ar trebui, după înțelepciunea de mii de ani a națiunilor Pământului, este să treacă cel puțin 4 anotimpuri să-l cunoști pe omul sau pe fata aceea cu care te căsătorești. Cel puțin 4 anotimpuri. Să vezi cum se poartă și iarna, nu numai vara. Nu? Că iarna nu-i ca vara. Și nici oamenii nu sunt tot la fel. Zice, cel puțin 4 anotimpuri. Și mi-a părut foarte inteligentă chestia asta, nu? Să ai 4, să-l poți cunoaște pe celălalt, modul în care gândește, să vezi cine este cu adevărat ființa asta cu care tu te căsătorești. E bine, noi judecăm imediat după sentimente, după simțiri, după, îmi place, tată, îmi place de feciorul ăsta, da, mă, da, are job. Nu, dă-o să-și găsească el. E, dar l-am văzut că fumează, da, o să se lase, o promis. Dar l-am văzut și beat, și după, nici de asta, nu, se lasă, el mi-a promis. Oh, man, e tatuat tot, nu contează, de la vopsit. Dragostea e oarbă. Și atunci te încalți cu cineva. Apostolul Pavel zice să nu te pripești când alegi, când decizi, când hotărăști. Ori în bine, ori în rău. Nu? Poți să hotărăști că e super nemaipomenit ăsta, nu? Dar la urmă o să ai de suferit. Ultimul care vreau să îl menționăm aici este bogatul acela impertinent și obraznic, care nu ține cont de Dumnezeu deloc. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Nebunule, zice Domnul, nebunule, dacă noaptea asta ți se ia sufletul, a cui rămân toate astea? Mâine o să venim la priveghi și o să tragem concluzia din nou și din nou că viața este scurtă și că ne ducem
și că nu putem lua nimic cu noi din toate hambarele astea care le adunăm și că viața este mult mai importantă decât lucrurile care le avem și mult mai importante sunt relațiile noastre cu oamenii cu care o să ne întâlnim eventual în cer. În concluzie, vreau să spun că un obraznic, impulsiv, un om iute, este persoana care crede că el știe cel mai bine, de aceea trăiește necugetat, impulsiv, fără să țină seama de consecințe. Ăsta se explică orice, el știe tot, nu are nevoie de nimeni, trăiește necugetat, impulsiv. Ăștia sunt oamenii cu care noi vom, cu care trăim astăzi în societatea vremurilor din urmă. Ăsta conduce mașina nebunește și riscant, nu? Băieții mei erau adolescenți și au plecat cu mașina pe care am dăruit-o unuia dintre ei. Terminase college-ul, i-am dat un chiar de la Catera. Nu era nou, dar era foarte bună mașină. M-au sunat de pe drum între Phoenix și California să mă duc să-i duc acasă, că au încercat să vadă cât de tare poate să meargă mașina. Și-a pușcat motorul, s-a spart tot motorul și n-am mai putut recupera nimic din ea. O mașină terminată complet. Oameni trăiesc, conduc nebunește, riscant. Nu? Este cineva, socrul meu a fost șofer toată viața lui și, șef, și șeful șoferilor. Și într-o zi l-am rugat pe un frate de la noi, de la biserică, care locuia și împreună cu noi în aceeași suburbie, să-l ducă pe socrul meu la biserică, să mi-l aduc acasă. Când a venit acasă, ăsta era alb ca varul. Petrică, să nu mă mai pui în mașină cu ăsta, în viața mea nu mă... Păi zicea, să oprește la 10 cm în spate, la bară, la fiecare mașină, pune niște frâne din alea, depășește. Și eu nu mai urc în mașină, în viața mea nu mai urc în mașină cu ăsta. Oameni imprudenți, riscant, conduc riscant. Muncește și se distrează riscant și cu nepăsare. Să nu-i dai ceva de lucru că precis strică, să distrează riscant în sensul că bea până vede luna în baltă și trăiește nepăsător la consecințele acțiunilor sale. Să dedă pasiunilor cărnii fără să chipzuiască la consecințe. Ăștia fac prunci din flori, nu le plătesc, cum le zice la pensia alimentară. Sărac, cuvintele astea românești este pensie alimentară. Să fii copil de un an și să ai pensie. Ăsta duce mereu o viață pe marginea prăpastiei. Ăsta permanent lucrează pe marginea la Grand Canyon. Nu? Unul dintre băieții mei e frică de înălțime. Are o treabă asta, cred că de la taică s-a moștenit-o. În prima mea zi pe șantier, un maestru m-a urcat la etajul 10, la un bloc din ala turn, care se turnau diafragmele alea de beton, perețe de beton. Okay? Și hai după mine, hai șefule după mine, hai, m-am dus după el, nu? Ăsta s-a dus prin fața blocului, așa, și de pe florul ăsta a trecut în celălalt. La etajul 10. Ce ți-e frică? Deci, cum pot să spun, în fața unui maestru, eu ingineru să-mi fie frică, era prea de tot. Am trecut, n-am picat, dar pe urmă, luni de zile, toate nopțile am picat și toate nopțile am avut spaime din alea îngrozitoare. Cred că am dat lui ficiorul meu o treabă din asta, că la Sears Tower, nu s-a dat jos din lift să vină să vadă marginea prăpastiei. Dar ăștia trăiesc pe marginea prăpastiei tot timpul și nu le este frică. Și ultimul lucru, din ăștia se recrutează acei bullies. Ăștia
sunt bully la școală, de la școală la facultăți, pe stradă, oriunde te duci, obraznici, impulsivi, gata de bătaie, gata de aventură, pe seama suferințelor tale. De aceea vremurile din urmă, spunea Apostolul, sunt grele, sunt înspăimântătoare, sunt groaznice, pentru că oamenii sunt groaznici, oamenii care populează asemenea lume. Haideți să mulțumim Domnului pentru seara asta și să rugăm pe Domnul să ne dea înțelepciune, să ne ferim de asemenea oameni, pentru că și Pavel zice, feriți-vă de acești oameni.